Marți a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne semnarea contractului Viziune. La acest eveniment a participat și ministrul Lucian Bode alături de secretarul de stat Raed Arafat. Prin acest proiect se vor achiziționa mai multe autospeciale de stingere. Acum câțiva ani știți că mi s-a aprobat o sumă de aproximativ 680 de milioane de euro pentru îmbunătățirea sectorului de urgență. Trei piloni principali, la care s-a adăugat și al patrulea ulterior, terestru, naval, aerian și pilonul de comandă și control. Beneficiarii fiind în principal Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, dar și cu alți parteneri. Vorbim aici de Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și de serviciile de ambulanță, unde pe acest proiect a intrat serviciul de ambulanță București-Ilfov, iar pe un alt proiect, POR, pe programul operațional regional, au intrat restul serviciilor de ambulanță din țară. S-au realizat mai multe achiziții și aici, mai departe, vă rog diapozitivul său. Vreau să explic astăzi ce se întâmplă și de ce v-am invitat, pentru că nu prea am anunțat care e motivul întâlnirii de la început. Dacă ne uităm la dotarea pompierilor, pompierii sunt o armă care nu merg numai la incendii. Sunt cea mai complexă armă din punct de vedere al diversității intervențiilor, fie că merg la incendii, cazuri medicale, inundații, alte probleme grave care se confruntă cu ele cetățenii și care necesită intervenție rapidă. Iar mijlocul de intervenție de bază al pompierilor, și asta sunt mașinile de stingere incendii, care sunt folosite inclusiv la inundații și în alte misiuni de scarcerare, chiar în unele misiuni de prim ajutor, peste 25% din ele au, de fapt, mă scuzați, peste 25 de ani vechime au aproximativ 40% din aceste mașini. Adică 40% din mașinile de stingere sunt cu o vechime de peste 25 de ani. Unele dintre ele depășind 30 de ani cu bine. Sunt mașini care încă sunt în dotare din anii 1980 și care sunt folosite ca cisterne de intervenție. Astăzi, după mai multe tentative și după ce proiectul care am vorbit de el a realizat mai multe achiziții în favoarea pompierilor și al Inspectoratului de Aviație, ultima ați văzut-o săptămâna trecută în prezența domnului ministru Bode când s-au livrat ultima tranșă de elicoptere ușoare, prin acest proiect s-au realizat mai multe dotări până acum, și aici vorbim de mașinile de stingere incendii de pădure, 30 de mașini, de ambulanțe pentru serviciul de ambulanță și SMURD, autopompe cisterne pentru incendii, automacarale care s-au cumpărat prin acest proiect și au fost distribuite în țară, și bineînțeles și autoscări care au fost distribuite peste 80 în țară și continuă achiziția lor. Însă astăzi vorbim de cea mai importantă mașină de intervenție a colegilor de la pompieri. Și asta este mașina de stingere. Astăzi se va semna acordul cadru și ulterior contractul subsecvent pentru 476 de mașini de pompieri. Vorbim aici de 200 de autospeciale de capacitate de 10.000 de litri, contractul cu TVA fiind în valoare de 69.321.142 de euro și 276 de autospeciale de intervenție la incendii, dar și la descarcerare și prim ajutor, în valoare de 89.795.361 de euro. Ambele contracte totalizându-se la 159 de milioane de euro, 116.504. Este prima dată în care se face o astfel de investiție, o astfel de sumă și o astfel de abordare în care vom înlocui
aproximativ tot ce este peste 25 de ani în următoarea perioadă la pompier. Eu nu pot decât, în primul rând, să mulțumesc Ministerul Investițiilor și Fonduri și Proiectelor pentru sprijinul acordat pe tot parcursul anilor în care s-a desfășurat acest proiect și care încă se va desfășura până la sfârșitul 2023. Și vreau să-l mulțumesc domnului ministru Bode pentru sprijinul care mi l-a acordat, inclusiv în pregătirea a următorului proiect de fonduri europene. Iar, în mod deosebit, vreau să le mulțumesc colegilor de la IGSU, în frunte cu domnul general major Dan Iamandi, pentru modul în care au lucrat și pentru realizarea acest proiect de mare importanță pentru cei care sunt pe teren, pentru cei care intervin, pentru oamenii care pleacă la intervenție. Știu că am avut foarte multe comentarii și discuții de ce nu cumpărăm mașini de pompier. Să știți că n-a fost ușor. Cred că au fost cel puțin 3 tentative de licitații până s-a ajuns să finalizăm actuala licitație. Urmează semnarea acordului cadru pentru 276 de autospeciale de stingere incendii cu capacitate de 4.000 de litri, în valoare de 439.997.273 de lei, TVA inclusă, echivalentul a 89.795.361 euro, TVA inclusă.